E un drept al dumneavoastră? Cu ce explicație? Justificați plecarea din ședință? Nu știu dacă trebuie vreo explicație. Poate trebuie explicație, că sunteți aleși de cetățenii județului Călăraș, buni și pe funcție, și acum părăsiți sala fără să promovăm stadionul. Avem câteva proiecte de hotărâre ale stadionului. Nu și proiectele noastre au fost la fel de importante și nu am fost... Proiectele dumneavoastră au fost personale, individuale și nu sunt proiectele județului Călăraș. Proiectele județului Călăraș, la momentul ăsta, stadionul, dacă plecați, nu o să putem să jucăm acasă prima etapă din cauza dumneavoastră, că nu sunteți responsabili pentru mandatele pe care le-ați luat. Cu majoritate simplă. Nu, indiferent ce s-ar întâmpla, sunt proiectele județului Călăraș, noi s-a fost validați de cetățenii județului Călăraș. Nu e frumos, faceți ce considerați că e bine pentru județul Călăraș. Ce faceți astăzi? E un gest rușinos pentru cetățenii care v-au ales să reprezentați județul.